Salutare, eu sunt Dacian, iar voi urmăriți vlogul Dacian Gojira pe YouTube. Mulțumesc celor care sunteți abonați, vă spun bun venit celor care mai recent ați făcut cunoștință cu mine. Mulțumesc și celor care mă urmăriți pe Facebook, pentru că de obicei postez vlogurile mele și acolo. Am plecat din Würzburg, am făcut astăzi vreo 400 de kilometri, nu v-am mai arătat din trafic, dar în orice caz, dacă ajungeți pe lângă München, e un trafic infernal, sunt celebrele ștauri aici pe autostrăzi, pentru că se lucrează undeva pe lângă München, pe lângă Allianz Arena. Cei care ați fost, cunoașteți. Am venit spre Passau, suntem în Simbach by Inn, este o localitate undeva la malul Inului, știți, râul acela care se varsă în Dunăre, lângă Passau. Am venit în orășelul ăsta, o să dormim aici la noapte, așa că astăzi ce putem face? Luăm orășelul ăsta la pas, să vă arătăm și vouă piața de zi cu zi a oamenilor care trăiesc aici pe malul Inului, în Germania. Dar partea importantă și frumoasă a acestui vlog e că vom trece în Austria. Și nu cu mașina, vom trece pe jos și o să vedeți cum. Nici bine n-am ieșit din blocul unde suntem cazați în Germania și deja e o diferență. Față de România e ceva pus la punct, pentru că am fost și eu cândva poștaș part-time. Uitați-vă ce frumos au toate familiile. Aici e numele locatarului și fiecare are cutia lui poștală. Poștașul când vine nu sună, nu nimic, bagă în cutie și asta e. Nu trebuie să sune, să intre în bloc și așa mai departe. Cutiile poștale lăsate frumos, fiecare are nume, număr, nu ai cum să greșești. Salutare tuturor, Dacian Gojira sunt. Urmăriți canalul Dacian Gojira pe YouTube cât și pe Facebook. Vă mulțumesc celor care mă urmăriți. Ne-am mutat din Würzburg, am plecat în Germania, suntem în orașul Simbach am Inn. Așa că suntem undeva pe malul Inului. Dacă am fost în altă parte și am văzut alt râu, Mainul, astăzi o să vedem Inul. Și vlogul ăsta o să se termine foarte frumos, pentru că o să trecem granița pe jos, în Austria. Din Germania, în Austria. Rămâneți alături de Dacian Gojira, o să vă placă vlogul ăsta. Luăm și primul contact cu orașul Simbach am Inn. Și aici foarte mulți bicicliști. V-am mai spus, în Germania se poartă mersul pe bicicletă. O să scoatem și noi bicicleta de la uscător. Așa se spune când stai la bloc, uscător. Și o să băgăm și noi niște ture, să mai facem ceva condiție fizică. Cu copii, la cumpărături. Ați văzut tot felul de locuri amenajate pentru copii. Pe bicicletă. Da, haideți să luăm la pas orașul ăsta, Simbach am Inn. Este undeva pe malul Inului. Știți, dacă nu v-am spus, Inul se varsă. Nu e foarte multă distanță până la Passau, iar acolo Inul se vasă în Dunăre. Oraș micuț, liniștit. Iar orășelul ăsta e chiar la graniță, ați văzut vlogul venirea spre Germania, la graniță cu Austria. E un pod care desparte cele două țări și o să trecem și noi la pas pe acel pod. Trec și pe lângă un pecoaral. Astea sunt prețurile. 1,61 €, dieselul mai ieftin, iar benzina 1,85 €. 1 € gazul. Vreau să vă mai povestesc despre temperatura din Germania. Ziua este foarte cald, pantalon scurs, tricou, iar seara e frig, chiar am folosit polarul. Am luat la plimbărică orașul, am luat la pas orașul, trece printr-o zonă cu împădurită, ai impresia că te plimbi pe la marginea unei păduri prin România. O să căutăm un restaurant, vreau să mănânc ceva, să beau o berică, evident, iar mai apoi vreau să mergem spre Austria, să trecem podul pe jos. Mai ales că am comandat ciucara catiță, arată excelent.
Așa că în seara asta băgăm și o caracatiță. Cam așa se duc copiii în Germania cu bicicleta. Vedeți, e bicicletă și acolo în spate e copilul pus. Și un stea care avertizează, probabil că e baby. O mâncare delicioasă, a băgat o caracatiță. Ce trebuie? O bere. O bere rențească adevărată. Am și tricoul ăsta cu Petronas. Și patronul m-a întrebat dacă sunt fan Mercedes. Și am spus nu doar că sunt fan Mercedes, ci sunt și nepotul din România lui Toto Wolff. S-a uitat așa puțin, dar nu știu, m-a crezut, nu m-a crezut. Dar povestea asta ce v-am spus eu e doar pentru cunoscători. Hai să continuăm plimbarea după o bine meritată pauză și căutăm podul peste Inn să trecem în Austria. Am ajuns și în gara din localitatea asta, Seebach by Inn. Și dacă tot am filmat locomotive și am fost la Muzeul Locomotivelor din Aer Liber de la Reșița, am filmat locomotiva de la Brad, chiar de la Simeria, am găsit aici o locomotivă adevărată. Asta mi s-a spus că e undeva de prin al doilea război mondial. Cam așa arăta o locomotivă nemțească și expus aici, în oraș, lângă gara din localitate. Un parc aici unde lumea stă la o relaxare. Deutsche Reichsbahn. Oricum, nu știu, așa mare, nici la muzeul expus în aer liber la Reșița nu am văzut locomotiva așa mare. Am mâncat foarte bine, așa că o să stau și eu aici pe o bancă în gara din Seebach by Inn și o să-mi continui drumul. Trebuie să găsesc podul care face trecerea peste Inn și automat o să ajung în Austria. Aici e foarte important să mai ai haine de schimb dacă vii, pentru că e foarte cald. Tocmai de aceea ați văzut că mi-am schimbat tricou. În 400 de metri intrăm în Republica Austria. Suntem încă pe plaiul nemțești. Ne apropiem de Inn. Atmosferă relaxantă în această parte a Europei. Ne apropiem și de simbolul orașului, Seebach Inn. Vedem că e un domn care călărește urechinul, pește. Acum o să fie foarte interesantă senzația asta, cel puțin pentru un român. Și o să vedeți în vlogul meu cum se trece dintr-o țară în alta, în Schengen, în Europa, fără niciun act, cum nu te întreabă absolut nimeni de sănătate. Deocamdată suntem în Germania, vedem și semnele statului german, al Uniunii Europene. Aici este steagul Germaniei. Haideți să vedem ceva și despre bate soarele din partea asta cu simbolul orașului. Aici este Inul. Și în partea aia acolo, la capătul podului, suntem în Austria. Senzația interesantă pentru un român să simte cu adevărat ce înseamnă Schengen. Pentru că noi suntem obișnuiți atunci când ieșim din țară să prezentăm buletinul, pașaportul și așa mai departe. Cam ăsta e Inul. E destul de mare. E mai mare în comparație cu Mureșul. Da, și undeva
granițele, avem experiența între România și Serbia pe clisura Dunării. Granița dintre țări e undeva, atunci când sunt despărțite de un râu, de un fluviu, granița e undeva la mijlocul, râului. Pentru că partea navigabilă pentru țări e pe partea până în mijloc undeva. E o linie imaginară, despre asta e vorba. Destul de mare și inul. Undeva la mijlocul podului o să fie un cocoș și acolo deja e granița între Germania și Austria. Deocamdată suntem tot pe teritoriul german. Asta înseamnă Schengen, să treci în Uniunea Europeană dintr-o țară în alta, exact cum facem noi, la plimbare, fără să te întrebe nimeni de sănătate. Prima localitate din Austria, Braunau. Iar aici este cocoșul care simbolizează granița dintre cele două țări. Are și o semnificație. Și pot spune că în acest moment Dacian Gojira este cu un picior în Austria, cu un picior în Germania. Pășim în primul oraș austriac, suntem întâmpinați aici de însemnele statului austriac și noi vom merge undeva în partea aia pentru că vreau să vedem cum să luăm un pic la pas piața asta din oraș. Trecere de pieton, domnul ne acordă prioritate. Haideți să luăm și pulsul unui oraș austriac de această dată. Seamănă foarte mult cu ceea ce vedem aici, parcă am fi undeva în centrul Sibiului. Tot timpul fac comparația asta pentru că asemănările sunt chiar izbitoare. Acum diferența dintre Germania și Austria nu e foarte mare, practic vorbesc aceeași limbă, aceiași oameni pe biciclete și aici, aceiași oameni relaxați, la plimbare cu căței, ceva trupă rock probabil. Ca de obicei, oameni care nu își intersectează privirea cu a ta, asta m-a remarcat și în Germania. Mergând pe stradă, chiar am încercat să-mi intersectez privirile cu ei, măcar pentru câteva fracțiuni de secundă. Nu se uită la tine, nu sunt interesați. Cu toate că ei văd faptul că ești cu un telefon în mână, filmezi sau cu un aparat, faptul că vorbești și altă limbă, dar nu interesează. Puțină lume și aici. Atmosfera aceea de relax. Atmosferă relaxantă în Austria. Am văzut aici în centru unde suntem noi, în piața asta, că e plin de terase. Un cafe restaurant. O să oprim și noi la o terasă să vedem cum e o berică aici în Austria. Să luăm și pulsul orașului, stând și observând, poate vorbesc ceva despre noi românii și ne bagă ăștia Schengen. Noi, deci am și luat la pas orașul pe partea asta, e plin de terase, așa că o să oprim și noi, clar, un loc, nu știu unde e mai un punct, așa să observăm cum se comportă. Aici văd că ar fi ceva lume, cred că aici o să stăm și noi, clar.
Haideți să bem și o bere aici în Austria. Cam astea sunt prețurile. Lumea care s-a întâlnit aici la bere, se stă și aici la bere. Așa că am comandat o berică. Să vedem, să testăm și berea în Austria. Am comandat o bere, mi s-a adus un Rieder Bier din asta. Sunt la restaurant Tafelspitz și așa mai departe. Că dacă în vlogurile astea v-am tot salutat din Germania, de data asta vă spun multe salutări și sănătate din Austria, de la frații noștri europeni. Foarte bună berea și în Austria. E o plăcere în țările astea europene să stai la o terasă, să servești o bere adevărată. Nu înțeleg ce s-a întâmplat în România cu berea. Nu știu, am fost un băutor de bere, cel puțin la Halbă vara, dar mai toate sortimentele de bere, nu am nimic cu nimeni, dar în România berea nu mai e ce trebuie, îmi pare rău. Beau o bere din asta adevărată și simți că bei o bere bună. Cu toate că în România, cu mulți ani în urmă, într-adevăr, era berea foarte bună și acolo. În fine, hai să fim sănătoși și Dacian Gojira vă salută! O primă observație care o pot face despre austrieci e că sunt mai gălăgioși în comparație cu nemții. Asta pentru că nemții, ei sunt gălăgioși în locurile organizate, unde e ceva sărbătoare sau așa. Acum suntem pe o simplă terasă, nu e diferență. Și în România se vorbește tare pe terasă, se râde, așa e și aici. Chiar a trecut o domnișoară cu o mașină care urla. Nu știm ce spunea, dar era cu capul pe geam, era foarte happy, foarte fericită și urla gura mare, a început lumea să râde de pe aici, de pe la terasă. Oricum, în principiu, atmosfera relaxantă și aici, în Austria. Am la pulsul și unui orășel din Austria. Am trecut granița pe jos, pentru că oricum noi cei din Călan suntem obișnuiți să trecem peste un râu, pentru că noi trecem de la orașul nou în orașul vechi peste Strei. O primă impresie, o comparație între Germania și Austria este că, nu știu, austriecii mi s-au părut, am luat pulsul orașului, am stat chiar o oră la o terasă, mai gălăgioși. În Germania, totuși, v-am mai spus, doar în mod organizat sunt petreceri. Am fost la multe terase în Germania, sunt mult mai intimi. Aici, un fel de petrecăreți. Pe stradă, aceeași liniște, dar la terase, show-urile par mai mari în Austria. Aici îmi iau și eu la revedere de la voi. Dacian Gojira vă mulțumește mult că îl urmăriți. Iar până la un nou vlog, cine știe de pe unde, eu ca de obicei vă spun cu voi, binele să fie!